Salutare dragi. Un mic drop frame. Hey? <laughs> ok, că adică am, am început bine episodul. Salutare dragilor și bine am regăsit la un nou episod din... Let's Play Minecraft. Astăzi de Minecraft single player. Cu aparatul nostru frumos și dacă nu a, dacă ați văzut, dacă nu ați văzut o să vă las în descriere linkul de la episodul cu stați așa, cu update-ul mi-am dat și pe Quake Pro ca să mă văd așa mai la, de la mai distanță, cum se zice mai nou. La mai distanță. Da, am făcut un mic update la această fermă și acum funcționează mult, mult mai bine. Și am v-am zis un tutorial în care v-am arătat cum să faceți asta, dar dar, din păcate, din păcate vroiam eu. Da, vroiam să mă pun să mai fac aici niște, niște ciment de la. frumos, frumos. albastru deschis, mă gândeam să fac. Îmi place foarte mult cimentul albastru deschis, e o textură foarte drăguță. Am ceva culori, am făcut ceva culori, hai să vă arăt ce am reușit exact să fac. Deci, am roșu, am ciment, am teracotă și mai am și niște wart, am ciment negru cât de cât, mult ciment alb, așa, nu știu cum să-mi trebuiască chiar Ta Ciment negru aveam mult mai mult, dar am mai folosit din ele, o să vedem imediat la ce. Gri încă nu am făcut, dar o să trebuiască să fac. Verde deschis și verde închis. Și aș fi vrut să fac niște albastru deschis, dar nu mai am nicio bucățică. Ba da, mai am aici o bucățică de nisip, dar nu putem să o folosim pe asta. Și chiar dacă am putea să o folosim, n-ar fi suficient. Nu mai avem nisip, am folosit tot nisipul, aveam peste un double chest și l-am folosit pe absolut tot la concret, la, la ciment. Și, ah, apropo, a, apropo, mi-a zis un abonat că îl cam doare capul când folosesc limba română la iteme. Posibil, posibil, nu zic nu, dar dat fiind că este... Na, eu, eu, am crescut în Minecraft atât cu limba engleză cât și cu limba română și... Din cauza asta nu pot să trăiesc doar cu una din ele, trebuie să vorbesc și în engleză și în română alternativ. Asta am făcut-o pe ultimul live, că vroiam să văd dacă să lucrez la NetherHub sau să lucrez la fabrica de vrăjitoare, așa că am făcut trepejor așa o mică cutiuță de misiuni. Poate facem un episod de acesta ceva mai bun, dar trebuie să facem rost de nisip și nu vreau sub nicio formă să folosim baguri, că mai mult ca sigur o să-mi ziceți toți, Făți un sand duplicator, făți un sand maker sau cine mai știe ce. Și am venit până la zona noastră de deșert, fiindcă vreau... Na, va trebui să mă pun să mai strâng nisip, dar aș vrea să încerc să vedem dacă putem strânge nisip ceva mai eficient, tot cu niște TNT-uri. Și e puțin ciudat că TNT-urile se fac cu nisip, dar hai să vedem cât de eficient ar fi. Ok, opa, 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 ok, nu e eficient dacă se întâmplă asta, deci trebuie să nu fie găuri, dar... Uh, uh, aproape două stecuri plus niște sandstone, ceea ce nu mă plâng. Nu cred că este chiar atât de rău. Hai să mai încercăm pe aici, dar vreau să caut, să mă duc un pic mai departe ca să nu mai fie găuri. Să zicem aici, așa, și hai să încercăm acum. Să vedem, opa, să vedem dacă este puțin mai eficient. Va trebui să mă cronometrez probabil ca să văd exact cât de eficient este. Pentru că dacă mă cronometrez pot să compar, să văd, uite, cam atât am ia cu TNT-uri și cam atât am ia fără. Dar uitați, cu două TNT-uri am făcut deja pentru un stack de TNT-uri, deci e destul de eficient. Nu știu exact cât de mult mai rapid este, dar cred că mai degrabă detonez un TNT decât să sparg tot ce e aici. Plus că v-am zis, primesc și niște sandstone bonus, ceea ce din nou nu mă poate supăra. Așa, hop, și pot să fac toată asta toată ziua. Se pare că e destul de eficient, cred că, cred că de acum așa o să minez după nisip cu TNT-uri, pentru că merge destul de repede. Nu știu de ce n-am lăsat astea acasă, dar nu mai contează, noroc că avem prețioas prețioasele shul care la noi, că fără ele nu știu ce facem. Și suntem la ultimul, ultimul, ultimul TNT, am spart ceva pe aici Numai că mă gândeam să retornăm ultimul TNT împreună Mamă cum arată Wow cum poate să arate uh, Nu mai am flint în stil Cred că o să-mi fac un flint în stil Cu Amperechic 3 și cu Mending special Pentru această treabă Fiindcă Hai să ne uităm acum Cât am reușit să producem Cu un singur stack de TNT Urba chiar fără ultimul Și dacă ne uităm noi frumos aici Hai să umplem și asta Aha, bun Să punem și aici astea M am produs ceva, nu? Evident că glumeam. Nu, 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 nu se poate așa ceva. Nu, nu, nu. Avem, deci, aproape un șulcăr, două, trei, patru, cinci, șase șulcăre. Aproape șase șulcăre. Dacă le explodam și pe ăsta, cred că umpleam asta. Deci, cu un stec de tnt am făcut șase șulcăre de nisip și ceva stecuri de sandstone. Nu am neapărat nevoie de el, dar nu se știe niciodată, poate o să vreau să-l mai folosesc. Deci nu-mi strică niște bonusuri. Oricum, foarte, foarte, foarte mult nisip. 6 care acum avem nisip suficient. Putem să, putem să ne distrăm cu el și e foarte, foarte eficient. Deci chiar este o metodă destul de eficientă. Mult mai eficientă decât mă așteptam. Pentru a strânge nisip, am spart pe aici. Aici erau foarte multe grope, așa că m-am mutat mai încolo și aici... A, a mers mult mai bine, oricum aici deșertul este foarte, foarte, foarte mare deci avem unde să spargem, uite și pe aici, putem să venim să spargem foarte mult și pe acolo. Îmi plac mai mult zonele mai plate, că e puțin mai ușor, dar nu contează chiar așa mult. Dar cert e că avem acum nisip, putem să ne distrăm cu el. Ha, ce poate fi mai satisfăcător decât să stai să te uiți la acel aparat cum detonează. Și putem să observăm foarte, foarte ușor, din 16 stecuri cu versiunea îmbunătățită, din 16 stecuri de praf albastru, am obținut 9 cu 6, adică 15 și peste jumătate. Deci am pierdut nici măcar jumătate de stec din toate 16 pe care le aveam, iar la griu, din care aveam tot 16, am făcut am pierdut 10 bucățele, adică aproape nimic la valoarea și pregătirea noastră ce sunt alea 10 bucățele, deci pierderile sunt extrem, extrem de mici și mă bucur foarte, foarte, foarte mult. Avem versiunile alfa și Beta, poate, poate o să apară și o versiune Gamma, nu știu sigur. Am, merge foarte, foarte bine, dar o, o chestie mă deranjează, bine, exceptând... Faptul că n-am făcut acolo, ăla nu se pune, n-am făcut acolo un colector Am zis că, na, eu apăs pe buton, detonează și după aceea mă arunc și le iau Adică nu e problema Dar va trebui până la urmă să-i fac un colector Dar am fost cam leneș Dar uh, are un mic, mic issue Nu mă deranjează foarte, foarte tare Dar mi-ar plăcea, nu mai pot să de aici Ok, mai are un issue, nu mai pot să trec Ok, trec pe aici uh, Da, deci nu... Uh, practic dacă se umplă toate șmecheria V-am arătat și în tutorial, trebuie să mă urc aici, să sparg blocul de aici, să-l pun înapoi, după aia să mă arunc jos, să sparg blocul care este aici și apoi să-l pun și pe la înapoi. Deci, nu e mare problemă, adică nu-i cine știe ce, dar este o problemă, cât de cât. Și aș putea să o rezolv punând aici un buton care să declanșeze, deci după ce am explodat tot și obiectele au picat, Apăs pe butonul acela și o să se facă toată șmecheria automat, iar apoi eu pot să-mi continui treaba. Deci s-ar putea să vină și versiunea gama cu încă câteva îmbunătățiri. Pentru că încet, încet îl mai dezvoltăm. Oricum, cea mai mare, un mare dezavantaj e că stochezi foarte, foarte multă culoare care nu e spartă. Adică, de exemplu, dacă ai 16 stecuri, vreo 2-3 stecuri rămân blocate în bucata asta, până vii cu următoarea culoare. Ca să nu mai fie problema asta, singura metodă ar fi să eventual să fac câte un modul pentru fiecare culoare. De ce n-ar fi neapărat o problemă, dacă cred că e puțin cam SF momentan. Dar poate, poate la un moment dat o să facem așa o zonă foarte mare, dedicată, cu câte un din asta pentru fiecare culoare de ciment. Nu știu, puteți să-mi spuneți și părerea voastră, pare puțin cam SF, dar eu zic că se poate, dar nu acum, că acum nu avem atâta nevoie. Și cum TNT-urile mai nou devin un item foarte important pe arta noastră, mi-am făcut și un shulker dedicat cu TNT-uri, că și așa nu, nu ne ajungeau 3 shulker roșii, am făcut un al patrulea pentru TNT-uri. Noi am dat momentan niciun nume, na, astea cu redstone, cu diferite componente din redstone, mi-am făcut un al patrulea cu TNT-uri ca să am tot timpul TNT-uri la mine și mi-am făcut și flint în stilul cu mending și am breaking. Aici avem culorile pe care le voi folosi. Pe majoritatea dintre ele și am dat un mini spoiler pe ultimul livestream cu acea formă drăguță. Și da, v-ați prins voi că acela va fi un moș Crăciun. O să mă apuc eu acum să-l fac, măcar pe el să-l termin și eventual să-i vreau să-i fac pe lângă el niște globuri de diferite culori. Am avut nevoie și de niște galben pentru curea, dar oricum poate facem și un glob galben pe lângă, iar acolo... Eh, acolo mai așteptăm, o să, o să vedeți probabil în următor episod. Da, se spunează slime-uri pe aici, și noaptea se vor spawna monștri, n-am luat asta în calcul, dar nu este o problemă, fiindcă... Că mai mult ca sigur o să vedem comentarii legate de asta, Nu este o problemă fiindcă, dacă eu sunt aici sus, sunt prea sus încât uh, acei monștri să se poată spawna. Deci sunt mai mult de 128 de blocuri până jos de tot. Și până la platforma aia sunt și mai multe, cred că vreo 150. Deci sunt destul de departe încât să nu se spawneze niciun mob pe jos. Deci nu este nicio problemă. Da. Băieții ăștia răi Deja devine o problemă ia uite cât sunt aici Ia uite cât sunt aici Și mai bine îi vedem de sus Cel mai bine îi vedem de sus Extrem de mulți Acum văd că s-au mai responat sau nu-i vedem A, nu-i vedem, sunt prea departe ia uite cât sunt Ohohoa. Dar Dacă ia să testăm Dacă eu mă duc până la fabrica de vrăjitoare Ar trebui să se responeze pentru că sunt la peste 128 de blocuri Hai să vedem dacă este într-adevăr așa deci dacă stau eu aici și după aia am apropii înapoi, ar trebui să nu-i mai vedem. Pe majoritatea, da, așa este. Ăștia abia s-au spawnat. Restul au dispărut, deci acolo sus sunt mai mult de 128 de blocuri, ceea ce este super. Acum se spawnează ca multe slime-uri, dar fac și eu ce pot să, să termin aici. Cred că, na, nu a fost foarte este foarte bună treaba pentru că oricum eu va trebui să pun pe lângă slaburi. Aici o să rămână spațiul acesta că n-am ce să-i fac. Eventual aș putea să-i pun sticlă deasupra. Ar fi o variantă. Dar în rest nu prea am alte opțiuni, dar eu o să mă pun frumos aici să, să termin că, vă cum vedeți, nu mai am foarte mult și ne vedem cu el terminat. Avem o problemă. Și nu. Nu este vorba despre slime -uri. Nu asta este problema noastră principală. Nici acel punct negru care nu știu de ce există acolo. Hmm. A, ah, că sunt șurcărele. <laughs> ok, interesant. Da, nu, niciuna din astea nu este problema noastră. Problema noastră, dragilor, este că moșcriciul nostru este aproape gata, numai că... Nu am făcut fața. Am un... O oarecare, să că tocmai coboram, era numai bine. Am o oarecare nuanță pentru față, și anume aceasta. Dar mi-ar mai trebui încă una puțin mai închisă. Și nu știu exact ce ar putea merge, una asemănător cu culoarea pielii. Poate un portocaliu, dar vreau să vă las pe voi. Să-mi lăsați în comentarii un sfat, o idee interesantă, ce aș putea folosi în combinație cu acest bej pentru față. Ori gal, poate galben, poate portocaliu, poate, nu știu, un bloc interesant cu o culoare potrivită. Vă las pe voi să-mi dați idei pentru că eu sincer nu am nicio idee ce aș putea folosi. Și da, cam asta. Deci momentan, cam așa o să-l lăsăm pe Moș Crăciun momentan, până îi facem și fățuca, că nu vrem să-l lăsăm așa la Crăciun, dar momentan cam, acesta este, nu? Și este momentul să încheiem și acest episod, dar bineînțeles că nu-l putem încheia fără comentariul episodului și am ales o întrebare de data aceasta și anume întrebarea este cam așa de la David Voica care ne întreabă prin ce blocuri trec bicănele? Și asta este o întrebare destul de interesantă pentru că în episodul anterior v-am arătat eu că bicanele trec prin bedrock această chestie este făcută special probabil ca să poți să pui bicăne în nether pentru că dacă n-ar putea să treacă prin bedrock n-ai putea să pui bicane în nether, ceea ce n-ar fi, adică ai putea doar deasupra nederului, sau dacă spargi bedrock-ul, dar în rest nu ai avea cum, ceea ce n-ar fi destul de nașpa, deci e foarte bine că trece prin bedrock. Ca să răspund la întrebarea prin ce blocuri, o să zic câteva blocuri, că nu le știu chiar pe toate, dar oricum, eu ce răspund aici, țineți minte că e pentru Java, nu e pentru Bedrock Edition, deci dacă voi jucați pe telefon, poate, poate e puțin diferit. Dar trec în principal prin blocuri transparente, precum sticlă, da, deci trec mai ales prin sticlă pentru că sticla poate fi colorată, da, și sticla afectează și culoarea bicanului. Dar, de asemenea, bicanele trec prin sleburi. Dacă ne ducem noi deasupra și ne uităm noi acolo, acestea sunt niște sleburi, da, sunt niște sleburi și bicanele trec prin sleburi. Deci, bicanele trec prin blocuri insolide, deci prin blocuri care nu sunt solide, inclusiv prin apă, da, deci trec și prin apă. Ce nu știu, și este o întrebare interesantă, dacă bicanele trec prin lavă, asta chiar nu știu? Cred că da, nu văd de ce nu ar trece, dar nu am încercat niciodată, nu mi-am pus niciodată această întrebare, dar nu văd de ce nu s-ar întâmpla asta. Oricum, prin apă trec, prin sticlă, prin sleburi, deci în principal prin blocuri care nu sunt solide, s-ar putea chiar și prin ziduri, că teoretic nici zidul nu este un bloc transparent. Hai să vedem. Hai să vedem dacă rămâne. Da, deci și prin ziduri, deci prin blocuri care nu sunt complete. Gen și prin scări, deci prin blocuri care nu sunt full. Ceea ce este super, super interesant și super bine de știut. Dragilor, noi o să ne încheiem aici acest episod, să ne așezăm așa pe frumosul nostru far. Trebuie să facem la un moment dat și podurile, că am tot zis că fac un pod, deci vreau să fac un pod încolo, unul încolo și aici vreau să fac un pod care se împartă în stânga și în dreapta, ca apoi să mă ducă până la acel loc, dar o să facem asta mai încolo. Uh, sper că v-a plăcut acest frumos episod. Mie mi-a plăcut, sper că v-a plăcut și vouă. Și numai bine vă urez, vă toate cele bune. Și așa de final, de obicei se zice la fi începutul episodului, dar o să zic la final. La mulți ani de Sfântul Nicolae. La mulți ani tuturor și numai bine. Pa pa.